Înainte de 1990, divorțurile și mai ales nașterile în afara căsătoriei erau excepții. 3-4% dintre copii se nășteau în afara căsătoriei, în timp ce 75% dintre copii erau născuți în cadrul primei căsătorii. Acest comportament s-a schimbat imediat după Revoluție, astfel încât în 2013 s-a înregistrat numărul record de peste 70.000 de copii născuți în afara familiei, potrivit datelor INS. Dacă în 1989 rata copiilor născuți în afara căsătoriei era de aproximativ 3%, în 1992 urcase deja la circa 15%, în 2010 la 27,69%, iar în 2013 s-a înregistrat recorduri de peste aproape 33% copii născuți în afara căsătoriei. În ultimii 6 ani, peste 374.000 de copii s-au născut în afara căsătoriei. Dacă raportăm numărul de câți copii se nasc în medie pe an, 180.000, înseamnă că o treime sunt născuți în afara familiei. Chiar dacă tot mai multe cupluri aduc pe lume copii în afara căsătoriei, la un moment dat trebuie totuși să treacă pragul oficiului de stare civilă pentru a stabili ce nume va purta bebelușul. Legea o favorizează pe mamă dacă relația dintre părinți nu este oficializată. Articolul 450 din Codul Civil reglementează situația numelui de familie al copilului din afara căsătoriei. În astfel de situații, regula este ca bebelușul să ia numele părintelui față de care filiația a fost mai întâi stabilită, mama de regulă. Ulterior, el va putea lua numele de familie al celui de-al doilea părinte sau numele reunite ale părinților, dar numai după ce și-au stabilit filiația și față de cel de-al doilea părinte, fie că acesta din urmă își recunoaște în mod oficial copilul, fie că fiul sau fiica obține recunoașterea filiației pe căi legale. Psihologii susțin că în aceste cazuri importantă este relația dintre părinți și nu un act scris, iar fenomenul este în continuă creștere. În Europa de Vest și peste ocean, numărul nașterilor în afara căsătoriei trece de 40%.